Și cu ta pe poporul tău. Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi telespectatori. Vă propun astăzi să vorbim despre sminteală, care înseamnă a-și pierde sau a face pe cineva să-și piardă dreapta judecată, a induce în eroare, a păcăli Smintit este cel care denotă lipsă de judecată, nechipzuință, nebunie. În viața creștinului, cuvântul are o semnificație specială legată de încălcarea învățăturii și a moralei creștine. Unii spun, am văzut pe cutare om mâncând carne chiar în vinerea mare sau l-am auzit vorbind urât sau înjurând sau drăcuind. Atunci m-am smintit. Trebuie să menționăm că persoana despre care vorbește este în general una cu bună reputație creștină, de aceea mai adaugă. Nu mă așteptam să văd așa ceva tocmai la el și aceasta m-a dezorientat și nu mai am încredere nici în oameni, nici în Dumnezeu, nici în biserică. Aceasta este atitudinea tipică a smintelii în viața duhovnicească. Sunt două aspecte diferite pe care trebuie să le observăm. A celui care îl smintește pe altul și acelui care s-a smintit văzându-l. Cel care este izvorul smintelii este asemeni celui care ispitește pe cineva și îl îndeamnă la rău. Pentru unul ca acesta, Mântuitorul spune, Vai de cel prin care vine ispita. Este o foarte severă atenționare ca în tot ceea ce facem să ne ferim de greșeli. Ochii celorlalți sunt îndreptați spre noi, creștinii, iar greșelile noastre pot fi motiv de ispită și sminteală pentru semenii noștri, fapt pentru care vom da seamă. Pentru cei care spun că s-au smintit. Vom pune retoric o întrebare. Ce va spune cineva mergând la un concert sinfonic unde dirijorul și orchestra au cântat prost o partitură de Beethoven sau Bach sau Enescu? Mergând la teatru, a văzut că actorii au jucat rău o piesă de Shakespeare. Va fi drept să spună că genialii creatori sunt lipsiți de valoare? și că a luat hotărârea de a nu mai citi și a nu mai merge la teatru. Tot la fel, dacă un preot sau un credincios greșește cumva, nu este un motiv serios pentru cel care observă să se îndoiască de valoarea credinței și a învățăturii dumnezești și să rupă legătura cu biserica. Este, din potrivă, o mare înșelare, o ispită pentru care el însuși va da seama. Să ne rugăm și unii și alții, să ne lumineze Dumnezeu mintea și să rămânem mereu în calea cea bună a mântuirii.